Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vă invităm astăzi, noi cei de la Dobrogea TV, să urmăriți o emisiune specială. A avut loc acum câteva zile o premieră în Constanța, spectacolul Dionisos, pe scena Teatrului de Stat din orașul nostru. Veți putea urmări câteva secvențe din acest spectacol, un interviu realizat cu regizorul acestuia, dar și câteva reacții la finalul piesei. Veți vedea un spectacol, o tragedie greacă pe care vă spun de pe acum merită să mergeți să o vizionați și dumneavoastră se va mai juca în Constanța. Vă spun numai atât înainte de a începe emisiunea propriu-zisă. Acest spectacol se joacă evident cu alți actori și în Italia, acolo 7-8 mii de oameni vin la fiecare spectacol să-l urmărească. Rămâneți cu Dobrogea TV. La tragedia greca oggi è molto difficile,
Deci a lucra cu tragedia greacă în zilele noastre astăzi este foarte greu? Proprio perché noi siamo degli uomini borghesi. Tocmai pentru că noi suntem oameni borghesi. E quindi siamo come anestetizzati. Și suntem un pic anesteziați de... Non ci emozioniamo più come si emozionava. Non mai emozionăm așa cum se emoționau grecii. Come si emozionava l'uomo antico. Așa cum se emoționa omul antic. E quindi partiamo già da un handicap. Și plecăm deja cu un handicap. E in più molte volte nel fare la tragedia greca, in plus de multe ori în a face, în a pune în scenă tragedia greacă, si sovrappongono delle idee registiche al testo. Se suprapun idei ale regizorilor deasupra textului. Mentre invece tutto deve venire dal testo. În schimb, ar trebui ca totul să vină din text. E non ci deve essere nulla di arbitrario, di sovrapposto. Deci, nu trebuie, în cazul tragediei, nu trebuie să fie nimic suprapus textului. E in più l'attore che interpreta la tragedia greca. Iar în plus, actorul care interpretează tragedia greacă deve essere capace di un lavoro di sintesi. Trebuie să fie în stare să facă o muncă de sinteză, să sintetizeze. Di tutti i propri mezzi espressivi. Cu toate mijloacele expresive. Quindi la voce, il corpo. Vocea, corpul. Il lavoro sull'intenzione. Munca pe intenții. Per riuscire ad essere violento. Pentru a reuși să fie violent. E a raggiungere l'emotività dello spettatore di oggi. Și să provoace, să ajungă la emotivitatea spectatorului de astăzi. Ecco, e noi abbiamo lavorato proprio a questo. Noi am lucrat tocmai pe acest lucru. A cercare di raggiungere e di risvegliare. Când să ajungem și să trezim uno spettatore dei nostri giorni. Un spectator al zilelor noastre. Che nulla sa della tragedia greca. Care nu știe nimic despre tragedia greacă. E di cercare di farlo entrare in questo mondo. Să-l facem să intre în această lume. Con diciamo dolcezza. Într-un mod dulce. Ma anche violento. Dar și violent. E quindi il lavoro con gli attori di Costanza. Deci munca cu actorii din Constanța. È stato tutto, come dire, indirizzato a questi obiettivi. A fost îndreptată tocmai către aceste obiective. Attenzione però, non si tratta di lavorare sull'effetto solo. Atenție, nu este vorba de o muncă asupra efectului. Ma di lavorare invece a una verità, una sinceritate. A fost vorba de o muncă asupra adevărului și a sincerității dell'attore. Incredibilità. A actorului. Deci, să fie credibil, să fie sincer actorul. Plecând de la el însuși, partindu-l de sí. E qua, come si dice anche nel testo. E così come si dice, și așa cum se spune în text. E la, come dire, la sincerità dà scandalo. Sinceritatea provoacă scandal. Soprattutto nella nostra società. Mai ales în societatea noastră. E la sincerità è patrimonio del poeta. Iar sinceritatea este patrimoniul poetului. E della poesia. Și al poeziei. Mm? E quindi la scrittura di Euripide. Deci scrierea, dramaturgia lui Euripide. È una scrittura poetica. E o scriere poetică. Nel senso più compromettente del termine. În sensul cel mai compromițător al termenului. Proprio perché il poeta. Tocmai pentru că poetul. Rischia la vita. Își riscă viața. E va sul filo. Merge pe un fir. Franghia. Sì. E un equilibrist. E non si piega ai compromessi și quotidiani. Non se lasa, non vrea, non se compromette. E quindi quello che diciamo a cui abbiamo lavorato. Deci lucrurile la care noi am lucrat. È questo mondo nascosto dietro la quotidianità. Deci am lucrat pentru a scoate această lume ascunsă cotidianului, zilnicului. Sì, tutti i momenti privati. Toate momentele private in cui noi, diciamo, utilizziamo i nostri modi espressivi. În care folosim mijloacele noastre expresive. In un modo
più forte, într-un fel mai puternic, più come dire, più arcaico, più antico, mai antic, mai arhaic. Pensate al momento del parto, per esempio. Vada ca exemplu nașterea, momentul nașterii. O al momento dell'eros. Sau momentele de dragoste. O della malattia. A momentele de boală. E proprio lì. Și exact în momentele acestea, care sunt momente private, personale, riusciamo ad uscire per un attimo. Reușim să ieșim pentru un moment da questa anestezia borghese. Din anestezia asta borghesă. Che in qualche modo diciamo utilizziamo tutti i nostri mezzi espressivi in un modo più diretto, deci, più. Deci în cazurile acestea de care v-a spus nașterea, uităm, ne scoatem haina asta a burgheziei, uităm să mai fim oameni așa bine crescuți așa, și ne lăsăm, folosim toate mijloacele expresive. Per esempio, il suono. De exemplu, sunetul. Di per sé. Prin sine. Oltrepassa la lingua. Depășește limbajul. Quindi non dobbiamo sunetul occuparci. Sunetul comunică dincolo del linguaggio. Sì, non dobbiamo occuparci solamente della scrittura, cioè del linguaggio. Deci nu trebuie come să ne ocupăm numai de limbaj. Come în codice. Calitate de cifru, de cod. Ma anche di un suono che significa di per sé. Dar și de un sunet care înseamnă ceva singur. Che deci comunica. Care comunică ceva de unul singur. Che il suono, dincolo de limbaj. Il suono dell'uomo antico. Care este sunetul omului antic. O il suono del bambino. Sau sunetul copilului. Che nella fase prima del linguaggio. Deci copiii, în faza dinainte de limbaj. Comunicano. Comunica cu sunetele. Quindi questo è stato un lavoro molto complesso che abbiamo deci, fatto. Acesta este, a fost o muncă foarte complexă, foarte grea pe care am făcut-o. Che abbiamo fatto con gli attori. Cu actorii. E proprio in vista di, appunto, come dicevo prima, di raggiungere l'interiorità dello spettatore. Tocmai așa cum spuneam mai devreme, de a atinge ceva în interiorul spectatorului. Lo spettacolo parla di Penteo, questo re. Spectacol vorbește de Penteu, acest rege. Che diciamo è pieno di sé. Care este plin de sine. E diciamo come forse un politico dei nostri giorni. E pas foarte asemănător al politicilor zilelor noastre. Che non ha, come dire, che non ha un vero contatto con la realtà. Care nu are un adevărat contact cu realitatea. Ma celebra se stesso. Dar se sărbătorește pe sine însuși. E tornando a Tebe, acest rege, întorcându-se în Teba, trova la città, găsește orașul senza donne, fără femei, găsește orașul gol, perché in città, fără femei, pentru că în oraș è arrivato un nuovo dio, a venit un nou zeu, Dionisos, ed è un dio strano, este scuro, un zeu ciudat, obscur, che pratica la trans, care practică transa, che libera tutti gli istinti primordiali. Care eliberează toate instinctele primordiale din oameni. E questo dio vuole essere il nuovo, come dire, riferimento della città. Iar acest zeu vrea să fie noul punct de referință al orașului. E questo poi provocherà tutta una serie di cose che vedrete nello spettacolo. Lucrul acesta va provoca o serie de întâmplări pe care le veți vedea în spectacol. In Italia c'è anche in Italia un interesse alla commedia. Deci în Italia există, mă rog, și în Italia place destul de mult comedia. Ma non solo, e all'intrattenimento puro, no? Deci comedia pură. È chiaro. Distracția pură. Però poi quando si fanno le tragedie, ne ho fatte tante anche al Teatro Greco di Siracusa. Când se fac tragediile, el a făcut foarte multe patru tragedii la Teatrul Antic din Siracusa. Ci sono Institutul de Artă Dramatică Antică. Ci sono 7.000, 8.000 spettatori a sera. Deci acolo vorbim de 7-8.000 de spectatori pe seară. Quindi è un interesse e una risposta clamorosa. Există un răspuns foarte puternic din partea clamorosa, proprio perché la gente aspetta di essere tocmai pentru că commossa. Oamenii, publicul așteaptă să fie atins, să fie mișcat și cioè di ritornare un și po' trezit un pic, sveliat. Sì, di ritornare un po' la funzione del teatro. De a se întoarce un pic la adevărata funcție a teatrului din 1900, deci așa cum era teatrul. No? Questo qui bisogna vedere, nel senso che aici, mă rog, trebuie să vedremo, vediamo in questi giorni o să vedem zilele acestea ce se întâmplă. Sì.
Da, sperăm. Cât timp a existat o dorință foarte mare a revenirii la festivalul de teatru antic. Gândesc că există un număr de oameni doritori pentru așa ceva, doritori de așa ceva, și pe alții se cultivă în timp. E altri andremo cultivati. Important este începutul. Certo. Întoarcerea la ce autentic. Più qui noi abbiamo anche fatto da un punto di vista del suono, delle musiche. In plus, aici, din punct de vedere al sunetului, al muzicii. Un lavoro molto particolare. S-a făcut o muncă la fel de special, perché de particolare. Perché l'autore delle musiche, Marco Podda. Pentru că autorul muzicii, Marco Podda. È un medico foniatra. Este un medic foniatru. Musicista, direttore d'orchestra. Deci este un compozitor, un muzician, director de orchestră. Che studia gli effetti del suono sul cervello. Care studiază efectele sunetului asupra creierului. No, sui condizionamenti psicofisici. Asupra condizionărilor psicofizice asupra creierului. E le musiche sono composte in questo senso. Iar muzica a fost compusă exact pentru a crea anumite efecte. S-a lucrat pe anumite frecvențe, unele pot, să zicem, se lucrează cu certe frecvențe, pe alcune pot să o disturbare, alcune si pot să o sentire. Deci anumite bucăți de muzică pot să vă deranjeze, asta s-a și vrut, altele au fost lucrate pe anumite frecvențe, în așa fel încât să se simtă vibrațiile în corp. Ador să fiu și spectator și mă bucur să trăiesc odată cu colegii mei. Am un sentiment cu totul aparte și de fapt mă implic în tot ceea ce se întâmplă acolo pe scenă, ca și când aș fi în pielea fiecăruia dintre colegii mei. Și pentru mine orice spectacol are un impact foarte puternic. Mai cu seamă când văd colegii mei pe care îi cunosc și știu efortul din spate și toată munca și dăruirea lor și evident că pentru mine lucrul acesta este mult mai puternic, îl simt mai profund poate decât un spectator obișnuit. Nu știu, după ce am anunțat că doresc revenirea la Festivalul de Teatru Antic, am primit un mail la câteva săptămâni din Italia, cu CV-ul acestui regizor care își dorea să monteze în România un spectacol de teatru antic, ceea ce pentru mine a fost de-a dreptul surprinzător. M-am gândit că a transmis cineva cumva lucrurile. După aceea am aflat că el nu a trimis doar în Constanța propunerile lui de a veni aici să monteze, însă avea un reper în Constanța, avea pe Silviu Purcărete și ceea ce știa despre montările sale aici, despre Histria, el și-ar fi dorit să monteze la Histria, am și fost acolo să vedem locul și am început colaborarea, practic. El a venit, a văzut un spectacol la noi, după care a venit și a făcut un scurt training cu actorii pentru a-i cunoaște, pentru a le cunoaște potențialul și pentru a le explica ceea ce el dorește de la ei. În primăvară a revenit să monteze spectacolul. Între timp am fost și noi la Roma și am văzut spectacolul pus la Teatru Vascello, pentru că este coproducție cu Teatru Vascello din Roma. O idee tot a lui Daniele Salvo și îi mulțumim foarte mult pentru acest contact practic pe care l-a făcut cu Teatru Vascello și sperăm să mai avem și alte parteneriate cu Teatrul Vascello. Spectacolul s-a ținut în festival în iunie, el nu a avut timp să aibă o premieră oficială, așadar a avut loc în această seară, când am avut și fericirea să-l avem alături de noi pe Daniele Salvo, care a putut să-și rupă din
timpul lui de repetiții din Italia și să vină să repete 2-3 zile cu actorii noștri și să fie prezent la premieră. Teatrul de stat Constanța este un teatru de repertoriu, ceea ce presupune un repertoriu de teatru, adică o diversitate de spectacole ale cât mai multor dramaturgi din dramaturgia universală și românească, dar pentru noi, cu atât mai mult, pentru că vrem să ne căpătăm această identitate, Teatrul de Stat din Constanța, cu Festivalul Miturile Cetății, care are ca nucleu principal spectacolul de teatru antic și mitul din antichitate până în zilele noastre, până în contemporaneitate. Sunt convinsă că există spectatori care îndrăgesc acest tip de spectacol, iar pentru ceilalți este o posibilitate de a-l cunoaște și de a-l îndrăgi la rândul lor. Dionisos e o adaptare după Bacantele a lui Euripide. Euripide alături de Eschil Sofocle sunt părinții teatrului. Și atunci când un teatru pune în scenă o tragedie antică, e foarte bine ca lumea să vină, pentru că vom asista cu siguranță la un spectacol care are la bază o capodoperă. Bacantele lui Euripide este o capodoperă. Daniele Salvo, în spectacolul de la Constanța, a mutat puțin accentul pe Dionisos, pe zeu, pentru că i s-a părut lui că datorită acestui personaj, datorită lui Dionisos, se întâmplă tot ce se întâmplă, se schimbă viețile oamenilor dintr-o anumită parte a lumii, se schimbă sensul vieții și soarta oamenilor din Teba. Ce poate face un zeu, un om zeu? Pentru că treaba asta e deschisă, nu știm dacă e cu adevărat un zeu sau e un om cu niște puteri mai miraculoase decât ceilalți, și pe mine ca actor asta m-a atras foarte mult. Balansul ăsta dintre om, știu cum e un om, că și eu sunt un om, și o zeitate, nu știu cum e o zeitate, nu m-am întâlnit niciodată cu un zeu. Deci, ne întâlnindu-mă în real, libertatea mea a fost deplină să mi-l imaginez și să-l joc cum cred eu că ar trebui să fie. Ăsta e un plus al ideii regizorale a lui Daniele Salvo, unul dintre cei mai importanți regizori de teatru la ora asta din Italia și unul dintre cei mai importanți actori italieni, actori de teatru. Mie mi-e ciudă că nu face și film, pentru că film a făcut, dar nu foarte mult, pentru că are un chip foarte expresiv și cred că ar fi bun să facă și film. În timp ce el ne explica cum să jucăm, cum să facem, uneori devenea actor și era miraculos. Și are ceva din Al Pacino. Dionisos, după Euripide, a lui Daniele Salvo, în regia lui, cu o scenografie extraordinară făcută tot de italieni, muzica spectacolului făcută tot de italieni. Toate astea sunt atuuri pentru ca lumea să vină. Acum, dacă o să aleagă să nu vină, e problema lor. Eu niciodată n-am fost blând cu publicul. Niciodată. Cine vrea să vină, vine. Cine vrea să nu vină, să nu vină, îi privește. Dar cei ce nu vor veni vor pierde, pentru că e într-adevăr un spectacol foarte puternic, cu un mesaj extraordinar. Gândiți-vă că oricând ne putem trezi printre noi cu un, ghilimelele de rigoare, cu un vrăjitor, cu un om care are niște puteri, are o forță care poate fi dusă în negativ. Asta ne învață ceva, treaba asta, în spectacolul nostru. Există la ora asta foarte multe secte, oameni care poartă ideile din poartă în poartă, secte religioase sau de altă natură. Și atunci acest spectacol măcar ne va învăța cum să privim un om
sau o persoană sau o entitate umană care vine la noi cu idei năstrușnice. Arta înseamnă transformare, înseamnă bucurie. Iată că și în Constanța se întâmplă lucruri. Lumea începe să vină spectacole. Interpretarea de astăzi a fost senzațională. Trebuie continuate investițiile în cultură, în decoruri, în astfel de spectacole. Ceea ce este interesant este că am rămas și mi-am pus întrebări. Asta este ceea ce trebuie să rămână la spectatorul unei piese de teatru, unui spectacol și... Cu cât lumea își pune mai multe întrebări, cu atât viața noastră o să fie mai frumoasă. Am venit din pasiune, din interes și pentru faptul că mă simt constanțean. Mi s-a părut efectiv o realizare și felicit pe toți care au participat la această realizare. Din punctul de vedere al mesajului, eu traduc probabil într-o manieră proprie, în sensul că istoria este repetitivă, doar mijloacele sunt din ce în ce mai sofisticate. Ar trebui să fii mândru de fiicele tale, tatăl meu. Sunt cele mai bune din lume toate trei, dar eu mai mult ca toate, eu care am ucis fiara cu mâinile goale. Privește trofeul pe care îl țin în brațe. Tată, vreau să fii atârnat pe fațada palatului tău. Emoțiile sunt poate la fel de mari. Încerci să te unți, să privești spectacolul ca un spectator avizat. Încerci să nu îți critici colegii după spectacol și spui numai ce a fost bine. Noi avem o vorbă la teatru și în general noi români avem o vorbă, ci spectacolul care s-a încheiat e un spectacol care a murit în clipa în care s-a închis cortina, el renaște după aceea la următoarea reprezentație. Dacă a murit în momentul în care s-a închis cortina, despre morți numai de bine. În situația specifică din această seară este un spectacol de teatru pur, zic eu. Ne întoarcem la originile teatrului, totul a pornit de acolo, de la teatru antic, da? De la greci. S-au produs modificările ulterioare de-a lungul timpului, nu vreau să fac acum istoria teatrului, dar m-am simțit confortabil ca și spectator. Evident, e un spectacol dur, care ridică multe semne de întrebare, chiar dacă ne întoarcem în timp, ne închinăm în fața unei divinități care ne conduce destinul sau luptăm împotriva lor și ne creăm propriul destin. Aici fiecare trebuie să-și dea răspunsul. Îi felicit și aplaud pe colegii mei, pe toți, absolut. Dar, în primul rând, vreau să-l felicit și să-l aplaud pe Daniele Salvo și să mă bucur că a ajuns la Constanța pentru această colaborare, pentru un spectacol care cred eu că va avea viață lungă și îi doresc să se plimbe cât mai mult prin toată lumea. Așa ca să vorbească frumos despre Constanța, oriunde va ajunge.